Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm și în continuare să binecuvântăm numele Domnului, să-L cinstim pe Domnul. Cartea Sfântă Biblia spune la un moment dat, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Acela binecuvântează numele Lui Dumnezeu, acela glorifică numele Lui Dumnezeu, acela înalță pe Dumnezeu. Și Pavel spunea, știu să trăiesc și în sărăcie și în belșug, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Haideți, dacă suntem la casa lui Dumnezeu în dimineața asta, cu mulțumire, cu bucurie, cu pasiune, cu dragoste, să venim înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm ca în dimineața asta Dumnezeu încă o dată să coboare mijlocul lauderilor sale, încă o dată să însoțească lucrarea prin Duhul Sfânt, încă o dată să însoțească lucrarea din dimineața asta cu binecuvântarea Lui. Și timpul acesta să fie un timp binecuvântat pentru noi, pentru familiile noastre, pentru viețile noastre. Ne deschidem inimile și binecuvântăm din toată inima numele lui Dumnezeu, că El merită. Haideți cu toată biserica. E o cântare la care m-am gândit în dimineața asta. N-am cântat-o, cred că, de la începutul anului. Dar spune, Iisuse, îți mulțumesc, spune refrenul, și te slăvesc, tot ce îți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Cu un singur cuvânt, tu prin Duhul cel Sfânt, ai schimbat pasul meu pe pământ. Drumul mi-ai netezit, viața mi-ai ocrotit, fiindcă tu mai întâi m-ai iubit. Iisuse, îți mulțumesc! Iisuse, toată inima. Iisuse, îți mulțumesc,
Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Mulțumim Domnului că suntem în biserică, în casa Lui, mulțumim că Îl putem lăuda, că Îl putem cinsti și Îl putem glorifica pe Cel ce merită. Mie îmi place când venim la biserică să facem un deranj, să simțim că trăim. Vă place asta? Nu prea vă place. Deranj în casă, deranj la biserică, unde mai avem liniște? Vă rog frumos, dați mâna în stânga și în dreapta cu cel de lângă dumneavoastră și binecuvântați-l. Că Domnul astea ne-a chemat. Fiți binecuvântați, dragii mei. Fiți binecuvântați, dragii mei. Domnul să vă binecuvânteze. Slăvit să fie Domnul. Vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos pe toți care ați venit în biserică. Ne bucurăm astăzi, în primul rând, ne bucurăm că în biserică e prezent Domnul Iisus, că e casa Lui, biserica Lui, slăvit să fie Domnul, amin? Și biserica să zică din toată inima, amin? Domnul să fie lăudat! Ne bucurăm că dumneavoastră ați ales să fiți în casa Domnului, împreună cu noi în dimineața asta, în primul rând, e Domnul Iisus. Măriți să fie Domnul, apoi în primul rând mulțumim Domnului pentru oaspeții care avem în biserica noastră. Avem oaspeți din Arizona, sora Elena Barbăroși, eu îi zic așa după cum o știu, Domnul să o binecuvânteze, fă-mă cât așa cu mâna să te vadă lumea, așa Domnul să te binecuvânteze. Avem aici și de la Bujac, sora Maria Barbăroși, popa căsătorită, avem frați din Anglia, avem frați din Austria, please acolo, ridicați mâna acolo, brother David, așa, welcome in church. Domnul să vă binecuvânteze și pe toți care ați venit la biserică. Măriți să fie Domnul. Am să vă citesc ceva din Biblie, Psalmul 51, versetul 1 și 2. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Un psalm al lui David. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Slăvit să fie Domnul. O să ne rugăm, dar să observăm patru lucruri din versetele astea. În primul rând, Scriptura spune și de la început omului Dumnezeu David cere în rugăciune o rugăciune de îndurare și de milă. Ai milă de mine. Dumneavoastră credeți că e nevoie ca Dumnezeu să aibă milă de noi sau nu? De aceea să zicem, Doamne, ai milă de noi, amin? Uitați al doilea lucru care îl găsim aici în Scriptură, spune așa cuvântul Domnului, avem nevoie să ne ierte Domnul fără de legile, de aceea șterge fără de legile mele, șterge fără de legile bisericii Betleem, șterge fără de legile mele ale dumneavoastră, măriți să fie Domnul. A treilea lucru, uitați ce spune aici, psalmistul spune, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea. Noi știm că atunci când se spală rufele, cumpărăm Ariel. Deci asta curățește tot. Eu vă spun, sângele lui Iisus Hristos e singurul care spală și curățește orice nelegiuire, orice păcat. Dar aici spune cuvântul Domnului, spală-mă cu nelegiuire, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea. Doamne, spală-ne cu desăvârșire de nelegiuirile noastre. Amin. Și cel ultimul lucru care vreau să vi-l spun și pentru care vom mijloci să ne rugăm, curățește-mă, Doamne, de păcatul meu. Are Domnul ce curăție, așa-i? Slăvit să fie Domnul. Haideți să ne rugăm, ai milă de noi, Doamne? Haideți să ne rugăm, spală-ne cu desăvârșire, șterge fără de legile și, bineînțeles, curățește-ne de păcatul nostru. Amin. Cu toată biserica ne rugăm. Lăudat să fie Domnul. Vă rog frumos să vă reașezați. Continuăm în continuare să mijlocim acolo unde ne găsim, pentru cei ce cântă, pentru cei ce au cuvânt, pentru cei ce laudă pe Domnul, pentru cei de la școala duminicală, pentru cei de la departamentul de ordine, Domnul să-i binecuvânteze. Aș vrea, după ce se mai cântă, să facem o rugăciune, să ne rugăm Domnului Iisus Hristos pentru cei care trec prin probleme deosebit de grele, care sunt bolnavi, care sunt legați, să ne rugăm pentru toate departamentele de lucru din cadrul bisericii noastre. Și totdeauna vă spun, mie îmi place să repet asta, vă rog frumos să vă rugați în primul rând pentru departamentul de ordine. Are o mare însemnătate în biserică să ne rugăm pentru cei care sunt afară în parcare și care ne primesc în biserică. Am văzut în viața mea de pastor
oameni care s-au predat Domnului Iisus Hristos și care s-au întors la Domnul doar pentru că cineva i-a cuprins în brață. Am văzut bărbat care a zis că toată viața lui nu l-a cuprins cineva în brață și nu i-a spus niciodată te iubesc. Soția l-a părăsit, copiii l-a părăsit. Dar a trecut odată prin fața bisericii și cel care era afară a spus te iubește Domnul Iisus, l-a strâns în brațe și te iubesc și eu. Intră în biserică. Are mare însemnătate. Să vă rugați Domnului și pentru asta. După ce se va cânta, ne vom ridica și ne vom ruga cu toții Domnului în sensul acesta. Amin. De ce mai plângi când sunt aici cu tine, copilul meu, de ce mai lăcrimez? Apropie-te, azi cu mulțumire, oprește-ți plânsul chiar de nu mă vezi. Prin credință poți învinge totul și prin credință viața s-o trăiești. Dreptul de a fi copil al celui veșnic, neprihănirea, hrinea o primești. Tu prin credință poți învinge totul sac și din cenușă, nu te-am chemat ca să fii un vis, nu te-am purtat pe brațe atâta vreme, ca să renunți acum la sfârșit. Tu prin credință poți trăi lumina, chiar dacă jurul tău s-a înoptat, din orice boală poți afla salvarea. Asupra lucrurilor ce nu vezi, fără de ea nu poți găsi plăcere în ochii Dumnezeului ceresc. Păzește-ți dar credința ta fierbinte ca vremurile care vor veni, să poți să râne tare în picioare. Păzește-ți dar credința ta fierbinte ca vremurile care vor veni, să poți rămâne tare în picioare, numai credința te va mântui, numai credința te va mântui. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Continuăm să lăudăm pe Domnul după cântarea de laudă. Ascultăm un mesaj din partea Domnului prin fratele Beni Sanzurjan și ne rugăm ca Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Ți-am cunoscut iubirea acolo la fântână, când plin de bunătate tu mi-ai întins o mână. Mi-ai spus atunci ce nimeni nu mi-a mai spus vreodată. Văzut am căci tu, Doamne, îmi știi viața toată. De atunci au trecut vremi de îndurare, ani buni de propășire și binecuvântare. Mă simt legat de tine, Iisuse, prin credință, și simt numai de îngeri, păzesc
dimineții soare și orice zi cu tine e o zi de sărbătoare. El împlinește laudă de cânt și bucurie, căci tu revești în toate, Iisuse, la armonie. Te simt așa de aproape în ceasuri de încercare, mă simt în siguranță pe brațul tău cel tare. În dragostea ta mare îmi dai belșug de pâine, mi-arunci din viață cerul, când îți asculți privirea, căci mă cufund în noapte, de nu-ți simțesc iubirea. Să mai binecuvântăm numele Domnului cu o cântare. Și această cântare e o cântare cunoscută și aș dori să o cântăm împreună. Spune, vrei tu să scapi de păcat, sarcină? Se poate într-un singur fel să primești eliberare, să te scapi de povara care o ai, doar dacă îngenunchem la cruce înaintea Domnului Iisus. Pentru că sângele Domnului, jertfa Domnului, e activă și astăzi, în 2022, exact ca și atunci și Dumnezeu, și astăzi salvează oameni, Dumnezeu și astăzi ridică de jos Dumnezeu și astăzi scrie nume în cartea vieții. Și dacă cumva, până în dimineața aceasta, numele tău n-a fost scris în cartea vieții, mă rog ca dimineața asta să fie o dimineață de hotar. Mă rog ca dimineața asta să fie o dimineață de aducere aminte când Dumnezeu să ia stiloul și să scrie numele tău în cartea vieții. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Pavel spune, eu am sămânat, Apollo a udat și Dumnezeu
a făcut să crească. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Pavel a semănat, a vestit Evanghelia. Când zice că Apollo a udat, nu vă gândiți că a pus un aspersor care să aude sau probabil a plâns pentru lucrul acesta. Probabil a pus suflet, probabil a pus pasiune pentru lucrul. De multe ori lacrimile curgeau pe fața lui și a Doamne, întorci oamenii cu fața către tine. Pavel a văzut lucrul ăsta și a zis că Apollo a udat, dar acela care dă mântuire este Dumnezeu. Și mă rog ca în dimineața asta Dumnezeu să facă să crească mântuirea în casa ta și în familia ta. Haideți să ne ridicăm pe picioare și în timpul acestei cântări să onorăm pe Domnul cu darurile de bunăvoie. Amin. Vrei tu să scapi de păcat sarcină prin sfânt sângele a lui Iisus? Vrei tu să-l vingi rău din inimă prin sfânt sânge a lui Iisus? E puterea ce face minuni. E puterea ce minuni face sânge. Matei, capitolul 16, începând de la versetul 24 până la versetul 27. Matei, capitolul 16, începând de la versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său, cu ungerii săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Doamne Tată, stau înaintea Ta
Și te rog, Doamne, să-mi dăruiești cuvintele tale. Amen. Doamne, prin mesajul care vreau să-l aduc din partea ta, aș vrea, Doamne, să ne ajuți pe fiecare dintre noi să ne lepădăm de noi înșine. Amen. Și să te urmăm pe tine, Doamne. Doamne, sunt atâtea ispite și de atâtea ori în lume, în viața aceasta, Doamne, tindem să ne punem pe noi pe primul plan, Doamne. Doamne, din ziua de astăzi, te rog, Doamne, pe fiecare dintre noi să ne ajut să te punem pe tine pe primul plan, Doamne, și să facem voia ta în fiecare zi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vă mărturisesc că tot m-am gândit zilele acestea despre ce să vorbesc și am rămas și astăzi vreau să aduc câteva gânduri despre a ne lepăda de noi înșine și a-L urma pe Hristos. Și uitându-mă în lumina cuvântului acestuia, m-am uitat prima dată la mine. Și mi-am dat seama, Doamne, cât mai am de îndreptat. Mi-am dat seama că-s capitolul la care sunt deficitar. Dar în același timp mi-am dat seama că trebuie să progresăm fiecare dintre noi, începând cu mine. Și mă rog ca în această zi Dumnezeu să ne ajute să progresăm în direcția aceasta. Cuvântul pe care îl voi aduce Dumnezeu să-l facă să lucreze în viețile noastre și să ne ajute să ne lepădăm de noi înșine și să-L urmăm pe El. Prima dată aș vrea să privim puțin la text. Și aș vrea să vedem aici cumva antiteza dintre suflet și sine. Și aș vrea să priviți și Domnul Iisus vine și spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Nu putem să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos decât prin lepădarea de noi înșine. Și aș vrea să fim foarte atenți. Pot să vin la biserică, pot să vin la biserică. Pot poate chiar să slujesc într-o anumită direcție. Dacă nu sunt și dacă nu mă leapăd de mine însumi și dacă nu renunț la mine însumi, eu de fapt merg la biserică, eu nu-L urmez pe Hristos. Pe Hristos îl putem urma doar în acest proces de lepădare de noi înșine. Dacă nu suntem în acest proces de lepădare de noi înșine, de renunțare la noi înșine, aș vrea să vă spun, de fapt noi nu îl urmăm pe Hristos. Și tot ceea ce facem, restul lucrurilor, le facem să fie făcute. Venitul la biserică, cântatul poate, predicatul poate. Dar de fapt noi nu-L urmăm pe Hristos. Pentru că Biblia vine și ne spune clar, dacă voiește cineva să vină după mine, prima condiție îi să se lepede de sine. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Să ne lepădăm de noi înșine. Și apoi continuă și vine versetul 26. Și vine și spune, și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Ca să-ți câștigi sufletul, trebuie să renunți la tine însuți. Ca să-ți câștigi sufletul, trebuie să renunți la sinele tău. Și parcă un pic, parcă nu face sens, nu? Dar cine-i sinele ăsta? Nu? Cine-i sinele ăsta? La ce trebuie să renunți? Și o să vedem imediat. Domnul să ne ajute să renunțăm. Dar aș vrea să plecăm de aici și să fim conștienți că nu-L putem urma pe Hristos decât în procesul de lepădare de noi înșine. Pentru că în fiecare zi trebuie să ne lepădăm de noi înșine. Dacă nu facem lucrul acesta, orice alte lucruri facem, de fapt, noi nu-L urmăm pe Hristos, ci doar facem lucruri. Vedeți, de-a lungul timpului, și dacă vorbești cu oamenii din societatea noastră de astăzi, dacă vorbești despre libertate, oamenii îți vor spune următorul lucru, că libertatea e să faci tot ce vrei și să nu fii obligat de nimeni să nu faci nimic. Cam asta e libertatea. Să-ți exerciți liberul arbitru cum vrei. Bineînțeles, merge mai departe și spune și să nu
atingi libertatea altuia. Așa definesc și așa definește societatea din ziua de astăzi, libertatea. Și dacă vă veți uita în istorie, veți vedea că sunt atâția oameni care au murit pentru această libertate. Atâtea războaie de independență, atâtea răscoale pentru libertate. Personal, cred că și războiul din Ucraina nu e altceva decât războiul de independență a Ucrainei. Și oamenii luptă cu prețul vieții pentru a fi liberi. Însă vine înțeleptul Solomon și ne spune în Proverbe, capitolul 16, cu versetul 32, un verset pe care îl știți. Și Solomon spune așa: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Înțeleg de aici că ceea ce ne spune Solomon e că adevăratul viteaz, adevăratul războinic, e cel care se biruiește pe sine. Cel care se stăpânește pe sine. Cel care se leapădă de sine. Acesta e cel care cu adevărat își câștigă libertatea. Pentru că nu cred că există mai mare biruință în lumea aceasta decât să te birui pe tine însuți, decât să zbirui eul tău și să devii liber. O libertate a sufletului tău și a duhului tău. Vedeți, dacă ne uităm la ce ne spunea Domnul nostru Iisus Hristos, și știți lucrul acesta. Și Domnul nostru Iisus Hristos ne învăța și ne spunea că adevărat, adevărat vă spun, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Degeaba ai o libertate pe care ți-o oferă societatea, în care, da, nimeni nu te forțează să faci lucrurile care nu vrei să le faci, dacă tu ești rob al păcatului, dacă tu nu te poți stăpâni, dacă mergi și faci și după ce faci zici: o, Doamne, ce bine era dacă nu făceam. Și Domnul Iisus Hristos vine și ne spune acest lucru, că oricine e biruit de păcat, e rob al păcatului. Cred că în viața creștinului, în viața noastră, am putea defini păcatul ca fiind înfrângerea sufletului de către eul nostru. Și aceasta se întâmplă deoarece păcatul acoperă, întunecă adevărul și conștiința noastră. Și ajungem să căutăm uneori în păcat plăcerile, nu pentru că ele ar fi cu adevărat de dorit și că ne-ar aduce o împlinire, ci doar că diavolul, prin intermediul eului nostru, ne arată plăcerile ca fiind ceva deosebit. Uite, dacă mai asta faci, o să fii fericit. Dacă mai asta faci, dacă mai mașina aia, dacă mai una și alta, o să fii fericit. Și ajungem, prin intermediul eului nostru, să credem lucrurile acestea. Și atunci când le credem, păcătuim. Doamne, păzește-ne și ajută-ne să rămânem liberi în Tine. Pentru că cine este în Hristos este o făptură nouă. Toate cele vechi, toate robiile s-au dus și suntem liberi. Slăviți să fie Domnul! Aș mai vrea să punctez aici, și foarte important, să știm că singurul lucru care ne ajută să învingem eul nostru este adevărul. Domnul Iisus Hristos ne învăța și ne spunea, și știți lucrul acesta, că adevărul ne va face slobos. Adevărul ne face slobos, slăvit să fie Domnul. Și ce minunat lucru e că avem adevărul pe care putem să-l citim, pe care putem să-l cunoaștem, ca să devenim cu adevărat liberi. Și cine este adevărul?
Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Dacă vrei cu adevărat să fii liber, nu există decât o singură cale. Domnul nostru Iisus Hristos, El te poate face liber. Aș vrea acum să privim puțin la eu, așa cum am spus, la eul nostru. Și, în primul rând, aș vrea să vedem conținutul eului, care ni-i spus de Apostolul Pavel. Și Apostolul Pavel ne spune în Romani, capitolul 7, și haideți să citim Romani, capitolul 7. Și versetul 18 ne spune așa, Roman 7 cu 18. Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că ce-i drept, am voință să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. În eul nostru, și adică, în puterea noastră, în dorințele noastre, nu există nimic bun. Aș vrea să fiți atenți. În dorințele noastre, în forțele noastre proprii, în momentul în care venim și spunem, am să fac, am să dreg și am să reușesc așa și mai departe, de fapt, acela-i eul. Acela eul care ne robește. Vine Apostolul Iacov și așa de frumos le spune unor frați. Zice, voi care spuneți că o să mergem și o să facem cu tare lucru și cu tare lucru și o să vindem și o să facem comerț. Nu știți că ziua de mâine nu e a voastră? Ar trebui să ziceți dacă va voi Domnul, vom face. Vine Apostolul Pavel și ne spune, în ceea ce suntem noi singuri, în dorințele noastre, în puterile noastre, nu este nimic bun. În gândurile noastre, în gândurile omului singur, nu este nimic bun. Da, Dumnezeu poate să le facă să devină bune împreună cu El, așa cum spunea Manu, că suntem lucrători împreună cu El. Când ne supunem dorințele noastre, puterea noastră, voința noastră, o supunem lui Dumnezeu, Dumnezeu poate folosi înspre bine. Dar cât timp este singură, lucrul acesta ne va duce numai și numai și numai spre rău. Acesta este conținutul eului. Și acum, aș vrea să vedem de ce să ne lepădăm de eul nostru. Și deja am anticipat. Și primul lucru este, așa cum spuneam, conținutul eului. Apostolul Pavel vine și ne spune că nimic bun nu locuiește în noi, în eul nostru. Și atunci vă întreb, de ce am purtat cu noi, de ce ați purtat cu dumneavoastră un lucru care nu vă folosește și nu-i bun la nimic? Ați face lucrul acesta, l-ați duce cu dumneavoastră un lucru care nu-i bun la nimic, să-l purtați toată ziua cu dumneavoastră? Așa că nu l-am duce. Doamne, ajută-ne să nu mai ducem nici eul nostru. Apoi, următorul lucru, de ce să ne lepădăm de eul nostru? Pentru că prin intermediul lui, și am anticipat deja, diavolul reușește să ne manipuleze. Așa că nu-i frumos să știi că te-a manipulat un om, nici măcar soția pe care o iubești. Și dacă afli că te-a manipulat să cumperi ceva și îți dai seama că nu te-a manipulat să cumperi ceva, nu-ți place. Da, cum răminte, cum să-ți placă, să știi că prin intermediul eului te poate manipula diavolul. Doamne, păzește-ne! Prin intermediul eului, diavolul ne arată lucrurile din lumea aceasta așa de frumoase, așa de mari și așa de grandioase. Dacă când ajungi să le guști, îți dai seama că e doar desertăciune și goană după vânt. Dar dacă ai lepădat eul, diavolul nu mai are cu ce să te manipuleze și cu ce să te amăgească. Doamne, ajută-ne să ne lepădăm de noi înșine.
Vedeți? Însă, așa cum spuneam, lupta aceasta e în fiecare zi. Am vorbit acum puțin despre eu și acum aș vrea să vorbesc câteva lucruri. Și poate o să fie ciudat despre euul creștinesc sau despre euul pocăiților. În special, aici mă refer și primul sunt eu. Vedeți, în momentul în care ne pocăim și vii la biserică, pe toți frați și pe toate surorile le vezi sfinți, sfinții lui Dumnezeu. Și zici, bă, ce oameni sfinți! Extraordinari! Toți sunt sfinți! Trece un an, trece doi, trece trei, poate patru. Și te uiți la biserică și parcă pe toți îi vezi păcătoși, numai tu mai ești bun. Toți sunt păcătoși, numai tu nu mai ești bun. Ăla are defectul, ăla, altul, enumeri și toți parcă sunt păcătoși și parcă numai tu ești bun. Dacă ai ajuns în situația aceasta și dacă ai fost ispitit în direcția aceasta, aș vrea să spun că deja probabil euul ăsta așa s-a înfiripat și ai fost ispitit să ți-l produci iarăși, un eu al pocăiților. Și aș vrea să vedem pe scurt cum se materializează acest eu și să zic, Doamne, ajută-ne să ne pozim. Ceea ce îmi doresc pentru biserica noastră este ca fiecare dintre noi să ne pozim. Aș vrea să vă spun un lucru. Mă uit și cu durere o spun. Mă uit și văd în celelalte biserici, în multe din celelalte biserici, în special mă uit la cele pentecostale, care deja au un anumit standard. Și îi zic, dacă nu ești în standardul ăsta nostru, nu ești bun. Să ne păzească Dumnezeu ca biserică să ne facem un asemenea standard. Standardul nostru să fie Scriptura. Și atât. Cum se materializează acest eu creștinesc, să-i spunem așa? Primul lucru și aș vrea să fim foarte atenți. Prin neprihănire proprie. Vine Apostolul Pavel și ne spune lupta lui. Și aș vrea să vă spun că e lupta fiecăruia dintre noi. Și dacă nu suntem ispitiți aici, înseamnă că deja am cedat. Dacă nu suntem ispitiți aici, înseamnă că deja am cedat. Și el ne spune în Filipeni 3:9. Și să fiu găsit în el, adică în Hristos, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Ajută-ne, Doamne! Vedeți, suntem foarte, foarte ispitiți. Când cu ajutorul lui Dumnezeu ajungem la un nivel să trăim frumos, suntem extrem de ispitiți. Ca nivelul ăla frumos de trai la care am ajuns cu ajutorul Domnului, să credem că e a nostru. Bă, dar uite că eu nu fac aia. Eu uite că dimpotrivă fac aia. Suntem extrem de ispitiți. Și cum se manifestă neprihănirea proprie asta? Primul lucru care l-am văzut e exagerarea greșelilor altora. Îl vezi pe cineva că a greșit, pe un frate, pe o soră, știuți la ei și zici, hai de mine, ce-o știu să facă? Cum a putut să facă așa ceva? Incredibil ce-o făcut. Eu, și înțelegeți, eu niciodată n-aș face așa ceva. Primul lucru e exagerarea. Apoi îi bârfa. Cine are neprihănirea lui Hristos nu bârfește. Nu poți să bârfești dacă tu ești îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos și o să vedem. Nu poți să bârfești când ești îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos. Dacă ești îmbrăcat cu neprihănirea ta, o, cât de bine poți. Și de unul, și de altul, și de ăla, și de ăla. Nici o preliște. Când ești îmbrăcat cu neprihănirea ta proprie, o, Doamne, păzește-ne. Aș vrea să-ți spun și să te verifici, dacă îți vine să bârfești ușor, uite-te cu ce neprihănire ești îmbrăcat. Cu ce neprihănire ești îmbrăcată. Că dacă ești cu aia lui Hristos,
aia nu-ți dă voie să bârfești. Dacă ești cu a ta, cu aia poți orice. Și apoi, un alt lucru pe care se manifestă neprihănirea proprie, e comparația. Te compari cu alții, începi să te compari cu alții. Uite, bă, că ăla e mai păcătos ca mie. Bă, dacă ăla a făcut, apoi pot să fac și eu. Încep să te compari cu alții. Doamne, păzește-ne! Neprihănirea noastră e Hristos. Noi nu avem nicio neprihănire, doar Hristos e neprihănirea noastră, slăvit să fie numele Lui. Și niciodată când vine acest gând să nu lăsăm, să-i spunem nu, neprihănirea noastră e Hristos. Și aș vrea să vedem soluția. M-am uitat și aș vrea să vă prezint atât pe Daniel, cât și pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dar am zis să prezint și pe Daniel. Știți, modelul nostru suprem e Domnul nostru Iisus Hristos. Dar câteodată e bine să ne mai uităm și la ceilalți oameni din Sfânta Scriptură, ca să nu ne putem scuza și să zicem, păi da, nu, fost om și Dumnezeu, e Domnul nostru Iisus Hristos, da. Haideți să ne uităm la Daniel. Vine Daniel în capitolul 9 cu versetul 5 și spune: noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile tale. N-am ascultat pe robii tăi proroci care au vorbit în numele tău, împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Și aș vrea să vă întreb, a fost Daniel așa? A fost Daniel îndărătnic? A fost Daniel necredincios? Și răspunsul e simplu, nu a fost. Și atunci, parcă ce-i cu rugăciunea asta? Și aș vrea să fiți atenți. Când ești îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos, păcatele celor din jurul tău devin păcatele tale și te doare pentru ele. Spunea apostolul Pavel, o căzut cineva în păcat și eu să nu ard? Când ești îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos, păcatul fratelui tău devine păcatul tău și te doare păcatul lui. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a făcut un lucru extraordinar. Ne-a dat neprihănirea Lui și El ce-a luat asupra Lui. Păcatele noastre, slăvit să fie numele Lui. Când ești îmbrăcat cu neprihănirea Lui Hristos, îți pui neprihănirea ta asupra celuilalt și iei păcatul Lui, așa cum a făcut Daniel. Vine Daniel și spune, Doamne, noi am păcătuit, noi am făcut ce-i rău, noi am fost îndărătnici. Dar Daniel nu a fost așa. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Aș vrea să fim foarte, foarte atenți. Când ești îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos, acoperi și iei asupra ta. Asta îți arată că ești îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos. Dacă nu faci asta, înseamnă că nu ești îmbrăcat cu neprihănirea Lui. Înseamnă că nu sunt îmbrăcat cu neprihănirea Lui. Și lupta noastră trebuie să fim găsiți îmbrăcați cu neprihănirea Lui, așa cum spunea apostolul Pavel. Doamne, ajută-ne! Și foarte, extrem de important, pentru că altfel ne amăgim singuri. Altfel venim degeaba la biserică, degeaba ne rugăm. Dacă nu urmărim să fim îmbrăcați cu neprihănirea Lui, ajută-ne, Doamne! Și un alt lucru prin care se manifestă, și am să trec foarte rapid, și să ne păzească Domnul, prin care se manifestă acest eu creștinesc, e prin încredințările proprii. Vedeți, sunt anumite lucruri care fiecare dintre noi, Dumnezeu le-a lăsat la alegerea noastră, la încredințarea noastră. Însă ne și spune ce să facem cu încredințările noastre. Romani 14 cu 22. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Vedeți, de multe ori aceste încredințări devin motive pentru a ne impune noi ca și persoane.
Și ajungem să spunem, eu știu mai bine. Eu sunt de 20 de ani la pocăință, eu sunt de 50 de ani la pocăință. Noi și eu așa am făcut din totdeauna. Și ați recunoscut, nu? Eu. Și tentația și ispita să spunem altora și să-i obligăm oarecumva pe alții să facă cum credem noi. E așa de mare și zic, Doamne, păzește-ne și ajută-ne să ne îngăduim unii pe alții cum ne-ai îngăduit Tu. Și ajută-ne să ne iubim unii pe alții cum ne-ai iubit Tu. Slăvit să fie numele Domnului. Și un alt lucru care să leagă cu acest cu încredințările proprii, mai uneori ajungem ispitiți fiind. Și aici ispita e mare și poate mai ales pentru noi cei care predicăm. Dar am văzut-o și la ceilalți care nu predică, nu-i nicio problemă. Vedeți, prin pretenția noastră de a avea dreptate, de a avea dreptatea aia absolută, de a avea cunoașterea aia absolută, ajungem să credem uneori, ispitiți fiind de diavolul, și aș vrea să fim atenți, ispitiți fiind de diavolul, ajungem să credem uneori că părerile noastre și felul în care noi am înțeles îs fără de greșeală și nu pot să fie combătute. Doamne, păzește-ne și ajută-ne întotdeauna să rămânem smeriți și la cuvântul Tău. Smeriți și la cuvântul Tău, încercând să înțelegem, să ascultăm. Și aș vrea să închei revenind la text și uitându-mă la ce a spus Domnul Iisus Hristos, că dacă va vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și apoi să mă urmeze, să vină să mă urmeze. Și m-am uitat la Domnul nostru Iisus Hristos și m-am uitat la Domnul că El s-a dezbrăcat de sine însuși, așa ne spune Sfânta Scriptură. S-a dezbrăcat de sine însuși, de slava Tatălui, s-a dezbrăcat. Și a venit jos pe pământ. Și m-am gândit, Doamne Iisuse, Doare, de ce o trebuie să te dezbraci de tine însuți, să lași tot? Și m-am gândit că ar fi fost o ispită extrem de mare pentru Domnul nostru Iisus Hristos dacă nu s-ar fi dezbrăcat de sine însuși, să nu poată să ierte. Uitați-vă la frații de corp, ne spune Sfânta Scriptură că o crezut despre el că îi nebun. Frații de corp au crezut despre Domnul Iisus Hristos că e nebun. Frații de credință, dacă ne uităm, da, la cei care spuneau că cred despre farisei și cărturari, numai prigoniri, numai să-l omoare, asta au crezut despre Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus Hristos s-a dezbrăcat de sine și zic, Doamne, ajută-ne să ne dezbrăcăm de noi înșine. Dar apoi El a mai făcut un lucru și Domnul nostru Iisus Hristos. Și-a luat crucea. Și m-am gândit, Doamne, dar cine-i crucea Ta? Cine a fost crucea Ta? Și primul la care m-am gândit am fost eu. Eu am fost crucea Lui. Și apoi mi-am dat seama că crucea Lui am fost noi. Eu și tu. Și când ne-a luat Domnul Iisus Hristos pe fiecare dintre noi și ne-a dus mai aproape și mai aproape și mai aproape de Tatăl, până când a murit la Calvar pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Și m-am gândit, Doamne, înseamnă că se prea poate ca crucea mea să fie sacrificiul meu pe care trebuie să-l fac pentru alții, pentru tine și pentru alții. Să fie sacrificiul atunci când văd pe cineva, pe un frate sau pe soră, că greșesc. Să fie sacrificiul în care zic, păcatul lor e și păcatul meu, nu e numai lor. Așa cum ai făcut tu. S-ar prea putea ca crucea să însemne să caut întotdeauna folosul altora
și nu al meu. Și uitându-mă la acest lucru, mi-am dat seama cât este de deficitar. Dar zic, Doamne, ajută-ne să căutăm folosul altora, așa ne învață Scriptura. Apoi m-am uitat și am văzut că ar trebui totdeauna să fiu gata să dau întâietate altora. Și am zis, Doamne, ajută-mă la lucrul acesta, să dau întotdeauna întâietate altora. Așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Pentru că se întâmplă ceea ce ne-a spus Domnul Iisus Hristos. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Singurul mod în care ne putem câștiga sufletul este să venim cu El la Domnul nostru Iisus Hristos și să-i spunem, Doamne Iisuse Hristoase, noi nu mai vrem nimic pentru noi, noi vrem să lăsăm totul pentru Tine. Și Domnul Iisus Hristos ne mai spune un lucru, că dacă nu vom lăsa viața aia care o credem noi că trebuie să o trăim pentru noi și să începem să trăim pentru El, vom pierde viața. Și nu se referă Domnul Iisus Hristos aici că cine își va da viața pentru El, cine își va pierde viața pentru El, o va câștiga, ci că adevărata viață începem să o trăim atunci când trăim pentru El. Și asta e valabil și pe acest pământ și se va continua în veșnicii. Adevărata viață e când începem să trăim pentru El, când începem să pierdem ca și Pavel, să vedem și să spunem lucrurile de astea le socotesc ca un gunoi față de prețul nespus de mare să-L cunosc pe El. Și vom putea să facem lucrul acesta lepătându-ne de noi înșine și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta în fiecare zi și să nu-L mai lăsăm pe cel rău să ne manipuleze în niciun fel, ci să trăim în prezența Lui Dumnezeu. Amin. Copiii se rugați să intre în biserică, grupele de copii, după care vom asculta corul, lăudăm pe Domnul, apoi vom asculta versuri și în final, dacă mai este timp, fratele pastorului se va avea un mesaj pentru noi și dorim ca Domnul să vă recomenteze. Amin. Până între copii în biserică, vreau să mai cântăm o cântare, m-am gândit la ea de ieri, nu știam sigur cum se potrivește cu programul, dar totuși vreau să cântăm și cântarea spune, nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima spre alții, vergi milă de sus, fă-mi și mie. Așa, haideți să ne ridicăm pe picioare și din toată inima să cântăm această cântare.
ocupă locurile și rog corul să vină aici în față să binecuvântăm numele lui Dumnezeu. Thank you.
un copil a fost chemat de cerescul împărat, de prin lumea cu plăceri în a sale mângâieri. Copilașul a fost ales din părinți, precum vedeți, după cum vă spun și eu, el s-a întors la Dumnezeu. Mama, care l-a crescut, l-a iubit atât de mult, dar a început ca să-l urască de credință să se lase. Lasă-te, copile dragă, de credința care o ai. Te-am crescut o viață întreagă, nu ți-am spus despre Iisus? Ce ți-a năzărit, copile, să mă faci de râs pe mine, de Iisus cel răstignit, că mie nu-mi trebuie pocăit? Tata îl amenințase să se lase imediat. Ce-ți trebuie, măi, pocăință? Tu nu vezi că e stricat? N-a fost Iisus niciodată. Toate acestea sunt povești. Ascultă, măi, ce spune tata și nici când să nu le mai citești. Copilașul, mult sfios, îi răspuse rugător: Tată, eu pentru Hristos astăzi sunt gata să mor. Nici de pomenit, copilă! Eu credeam că am reușit să mă faci de râs pe mine și în zadar m-am ostenit. Tu să mergi la adunare și să cânți a ta cântare, să încerci a mea răbdare, ignorând pe fiecare. Mai privește, Doamne, odată, cânta copilul bucuros. Și pentru noi, dragul meu tată, muri pe cruce el, Hristos. Și se mâniase tata. Îl bătu, îl tortură pe acel copil care se întoarse la Scriptură. Îți venea să plângi, băi frate, că îl bătu ca pentru moarte în grădină sub palmier. Ca și să mai întregească marea ura răzbunării, de la casa părintească veni ziua alungării. Du-te, du-te rătăcit, zise tatăl la copil răstit, acasă să nu mai vii, dacă pocăința ții. Să nu mai răspunzi tu mie că sunt tatăl tău, copile. Pleacă și tu niciodată să nu încalci pracul acasă. Haine rupte și mult sânge. În grădină, sub palmier, un copil ce-abia mai plânge, cu ochii privind spre cer. Lipsit de orice speranță, bătut crunt de tatăl său, izgonit din casa părintească, el se ruga lui Dumnezeu. Tata, mama, cu o cară m-au dat peste poartă afară. Tu întinde-ți al tău braț și mi-ajută în necaz. Bine, ruga nu sfârși, pe drum iată că trecea o trăsură cu un doctor ce mergea spre dispensar. Și văzând el mult sânge și un copil ce abia mai plânge, opri caiul sanitarul, luându-l cu el, sărmanul. Pe doctor îl prenunță mult departe de sat, copilul mereu îl ascultă și de el nu s-a lăsat. L-a purtat chiar și la școală. Îl iubise atât de mult, Domnul-i dete înțelepciune, pe el doctor l-a făcut. Prin această întâmplare vreau să arăt în scrisul meu. Copilul a ajuns un om mare, dar credea în Dumnezeu. Opera acum sărmanul, din om mort făcea om viu, cum încearcă grădinarul pe harburs, după cât știu. Tot mai mult i se zvonise numele de specialist, până când la el venise un biet om bolnav și trist.
avea caz de operație și era din alt capăt de țară. A auzit de un doctor specialist și de marea lui reclamă: domnul doctor, de se poate, vă rog, consultați-mă încet, mă doare, că eu am venit cam de departe pe mâna Măriei tale. După câteva minute, doctorul s-a pronunțat: am avut cazuri mai multe, așadar te-om opera. De înalta misiune și-o aplică cu răbdare, așa mare înțelepciune, încă o dată de salvare. Multe vieți le prelungește și îl scapă de la moarte și nu uită, iar zice: mai privește, Doamne, odată. Dar în sfârșit, iată, venise, vizita pe la saloane, medicul se împretenise cu bolnav, cu oricare. Mai privește, Doamne, odată, a început medicul să cânte. Se miră grozitor bătrânul, l-a cuprins mare fior. Se gândi: poate destinul o fi poate al meu fecior, să îndrăznească, nu cutează, să-ți dezvăluie misterul. Se ridică, iar se lasă, poate știe numai cerul. Mai privește, Doamne, odată, se auzi din nou cântând, și chiar spre bătrân se duse și îi zise cu glas blând: nu te ridica, bătrâne, nu face niciun efort, ia povestește-mi ce-i cu tine, de nu îți mai afli loc. Domnul doctor: știți ceva? Am avut și eu cândva un copil ce astfel cânta, și eu am făcut greșeala că l-am dat pe poartă afară. Lacrimi iutil năpădiră, de vorbit nu-i sprăvi, iar medicul de mirare își uita sa cântare și cu glasul plângător zise: sunt al tău fecior, bătrâne bolnăvitor. Fiu și tată în străinătate, se uimește lumea toată de așa faptă petrecută. Mai privește, Doamne, odată în întreaga noastră viață. Fiul meu, cu umilință, zice acum bătrânul tată: eu mă-ntorc la pucăință, mai privește, Doamne, odată. Amin. Pe o băncuță veche, cu scândurile putrede, stătea un bătrân. Și cupluri de tineri, de fete, băieți, surori, mergeau într-o direcție. Unde mergeți? Întreabă el. Mergem la biserică, e evanghelizare. Duceți-vă, zice bătrânul, acolo este Dumnezeu. Și alții și alții și alții, aceeași întrebare: unde vă duceți? Ne ducem la evanghelizare. Mergeți, acolo se prezintă Dumnezeu. Unul dintre băieți, mai îndrăzneț, spune: domnule, văd că îi trimiteți pe toți la biserică și sunteți conștient că acolo este Dumnezeu. N-ați vrea să veniți și dumneavoastră cu mine? Și omul acesta începe să plângă și a spus: tinere, a fost o vreme când Dumnezeu m-a chemat. M-a chemat odată, de două ori, de trei ori, de 90 de ori.
Și am zis că sunt prea tânăr, am zis că sunt prea ocupat, am zis că am prea mult de lucru, am zis că mi-e rușine și am pus atât de multe lucruri în ultimii ani de zile. Așa mai doresc să aud chemarea lui Dumnezeu. Dar cred că pentru mine s-a încheiat totul, voi muri și mă voi duce în iad. Că am refuzat chemarea lui Dumnezeu. Mi s-a împietrit inima, nu mai pot să cred, nu mai pot să accept. Frați și surori, Doamne și Domn, ascultam această poezie care are un fir epic, poate fi povestită foarte ușor. A câta oară îți vorbește Dumnezeu și ție? De câte ori a bătut Dumnezeu la ușa casei tale? Și ai zis, sunt preocupat acum. Ai zis că mă anunți, zice un cetățean morții. Ce e cu tine la ușa mea? Și a zis, moartea îmi pare rău, eu m-am ținut de cuvânt. Când noi am avut înțelegerea, tu aveai toți dinții în gură. Astăzi abia îți mai ții proteza. Când noi am avut înțelegerea, nu aveai niciun fir alb de păr în cap. Acum, abia dacă mai ai unul negru. Când noi am avut înțelegerea, aveai fața întinsă de zici că ți-ai făcut masaj cu acid hialuronic și coenzima Q10. Dar astăzi ești plin de riduri. Știi ce au fost toate acestea, zice moartea? Au fost niște semnale pe care eu ți le-am dat și în fiecare zi le-ai ignorat una după alta, una după alta. Doamnă și Domn, fată și băiat, a câta oară îți vorbește Dumnezeu? Vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să fac o rugăciune înaintea Domnului. În 16 octombrie, mai puțin de o lună de zile, vom avea botez aici. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit astăzi, aș vrea să te întreb. Este cineva în locul acesta care a hotărât să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu și să se pocăiască acum cât încă harul, ușa harului e deschisă, cât încă Iisus Hristos mai primește păcătoși, mai cheamă, mai iartă, mai spală cu sângele Său. Dacă la balcon mai este cineva și miercuri vom face cateheză împreună, personal mă voi ocupa de cateheză până în ziua botezului, în partea aceea este cineva care s-a hotărât? Dacă în partea asta stânga mea este cineva care a înțeles chemarea lui Dumnezeu, dacă la surori este cineva care vrea să-și predea viața în mâna Domnului, dacă la bărbați este cineva, Dumnezeu din cer așteaptă cu iubire. Aș vrea să ne rugăm pentru candidații la botez, duc o luptă cumplită. Cred că e cea mai încercată generație sau serie de cateheți, de cei care sunt pregătiți pentru botez. Aș vrea să ne plecăm capetele noastre. Aș vrea din toată inima să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Mai cheamă-mă, Doamne, odată, spunea de atâtea ori bătrânul acela în poezia pe care fratele păstor o recita. Haideți în cele ce urmează să fim în cercetare înaintea lui Dumnezeu. Sunt copii persecutați, terorizați, amenințați de proprii părinți în biserica noastră. Amenințați cu dezmoștenirea, amenințați cu izolarea, amenințați cu bătaia, cu violența. Frați și surori, haideți să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Sunt oameni care vor să se boteze și nu pot să scape de duhul de tutun, de băutură, de neiertare. Au fost amânați de atâtea ori de la botez. Haideți să-i aducem înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Iisus Hristos care rupe legăturile demonice. S-ar putea să fie peste tine legăturile acestea demonice. Sângele lui Iisus Hristos este puternic să ierte, să spele și să curățească. Slăvit să fie Domnul în veci. Credem în puterea lui Iisus de vindecare. El Rafa, Dumnezeu care vindecă, sfințească-i se numele în veci. Tată, vin înaintea ta în numele lui Iisus Hristos, îți mulțumim că ți-am auzit chemarea, îți mulțumim că ne-ai deschis mintea și am înțeles chemarea, Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim că ne-ai chemat din întuneric la lumină, dar sunt între noi oameni care încă zac în întuneric. Pentru că nu este mai mare suferință decât suferința păcatului. Lumea nu trăiește în păcat, lumea zace în păcat. Și își duc greu, sunt doamne care își duc greu crucea și suferă atât de greu duhoarea de băutură și alcool a bărbaților lor alcoolici. Sunt bărbați care îndură greu în jurăturile soțiilor lor nenăscute din nou. Doamne, lasă mântuirea ta în Betleem.
Sunt surori care strigă cu disperare înaintea ta și cer să te oprești în dreptul casei lor. Astăzi te rog, Doamne, să spui o vorbă în dreptul casei lor și să aduci izbăvire și mântuire. Sunt părinți disperați care nu mai știu ce să facă. Mai pot nici să postească, nici să plângă, nici să se roage, nici lacrimi nu mai au. Doamne, Dumnezeul cerului și al pământului, așa cum pentru fratele Ioan, astăzi la 72 de ani a hotărât să-și predea viața în mâna ta, și rugăciunile părinților lui, slujitori, care au murit de multă vreme, au primit rezolvare și se va boteza. Doamne, sunt multe rugăciuni ale părinților neascultate. Trimite rezolvare în numele lui Iisus Hristos și lasă mântuire. Sunt familii care au ajuns în niște situații atât de grele, că nu mai văd limanul, că nu mai văd rezolvarea. Pare că diavolul monopolizează toată familia aceea. Doamne, în numele lui Iisus Hristos, rupe monopolul satanei și Duhul Sfânt să conducă, Doamne, casele noastre și în numele lui Iisus Hristos să fie Domn în casele noastre. Doamne, întărește-ne, te rugăm, mergi cu noi acasă. În familia unde nu este pace, lasă pacea ta. Acolo unde nu este înțelegere, lasă înțelegerea ta. Acolo unde sunt nemântuiți și fumători și bețivani și preacurvari, lasă mântuirea ta de Dumnezeu. Adu-i liberare în numele lui Iisus, ne-am rugat. Doamne, cu lepădare de sine, așa cum ne-ai învățat, cu renunțare la orgoliile noastre ne apropiem de tine în numele lui Iisus Hristos, prin credință, așteptând fericita nădejde și arătarea slavei Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumim că ai adus o rază de speranță, îți mulțumim că ne-ai întărit credința și astăzi mărește-ne credința pe mai departe, să rezistăm în amalgamul acesta de războaie și lupte și presiuni demonice. În numele lui Iisus m-am rugat și îți mulțumesc și te laud. Amin. Vă invit să ne reașezăm. Doar atâta vă anunț că cu ajutorul Domnului marți, tinerii se adună la închinare de la 18:30. Miercuri vă așteptăm la consiliere. Dacă Dumnezeu vă cercetează și vă vorbește în privința botezului, vă așteptăm pentru că se apropie botezul. De asemenea, am rugămintea la dumneavoastră să nu uitați că biserica noastră este în șantier. Cu tot ce puteți să sprijiniți lucrarea lui Dumnezeu, să o sprijiniți. Am un material pe care o să-l încerc să-l termin mâine, poi mâine o să-l pun pe grupul bisericii, care se va numi Cu ce pot eu contribui la lucrarea de zidire a Bisericii Betleem. Și o să vedeți că de la cei mai mici, de la cei mai mici copilași până la cei mai în vârstă, indiferent că doamnă sau domn sau indiferent de meserie, puteți să-i slujiți lui Dumnezeu și să vă implicați în lucrarea de construcție. Vă rog să vă rugați pentru meseriașii care sunt acolo, deja s-a ajuns la centuri în partea din spate, se lucrează pe schele, se lucrează la înălțime deja, și să ne rugăm să ne păzească Dumnezeu de orice accidente, de orice pericole. Sunt macarale care iau paleți și pun tone. Sunt acolo foarte multe lucruri, se lucrează și cu oameni necalificați pentru că o facem în regie proprie. Poate Dumnezeu vă vorbește, sunteți oaspeți ai casei Domnului și vă vorbește Dumnezeu să vă implicați. Luați legătura cu frații, cu fratele Manu, cu fratele Codrin, cu fratele Vali și în felul acesta vă puteți înscrie acolo ca voluntar, ca salahor. Acolo, munca de salahor este extraordinară. Frate Beni, e cea mai ușor de îndeplinit predica ta de astăzi. Ca salahor nu mai zici, adu-mi mistria, du-te mai fă-mi o legătură de material, numai te duci. Eu am fost salahor acum vineri. Este extraordinar să fii salahor. Îmi place la maxim lucrul acesta. E adevărat că îmi place să fiu și meseriaș. Durerea face că nu sunt. Dar slăvi să fie Domnul, e nevoie de orice. Vă doresc mâncare bună la poftă și pace. Și după ce mâncați, promiteți înaintea lui Dumnezeu
că nu veți permite Duhului de bârfă să distrugă casele dumneavoastră. Nu vorbiți nimic de rău, cu burta plină vine și cheful de vorbă goală. Păzească-vă Dumnezeu de vorbe goale și să lase Dumnezeu pace, înțelegere, armonie, maturitate și sfințenie și neprihănire în casele noastre. Vă îmbrățișăm. Să nu uitați că avem un stand acolo la final. Sunt niște cărți pe care le avem, niște CD-uri, nu sunt de vânzare. Dumneavoastră puteți să faceți o donație pentru lucrarea de construcție. Poate să fie 100 de lei, 500 de lei, 1000 de euro, cât vreți dumneavoastră. Nu este nevoie mult sprijin. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și vă mulțumim celor care ați ales să fiți oaspeții Bisericii Betleem. Vă îmbrățișăm și Domnul să vă binecuvinteze.